Salutare, dragi prieteni detectoriști! Fac acest videoclip de grija banilor unora și de grija nervilor unora. Pentru că, din păcate, am constatat că am lansat o modă, fără să vreau. Și așa ce se întâmplă când, nu știu, încep să ai un cuvânt de spus într-un domeniu. Să uită lumea la tine și zice, bă, dacă ăla face chestia aia sau dacă ăla are chestia aia, înseamnă că aia este ce trebuie. Și aici vorbim de MineLab GPX. Băi, fraților, hai să vă spun vestea cea mare, că cine a crezut așa ceva s-a foarte, foarte, foarte înșelat, da? N-ai ce face cu un detector Pulse Induction în România, cel puțin de genul acesta, da, un Pulse Induction cu ramă pentru niște detecții industriale, profesionale și altele despre care nu mă bag să intru în detalii, ar putea fi util, dar așa la se învață foarte greu și foarte, foarte rar și doar așa punctual ai ce face cu el. Da? Bun. Dar un Pulse Induction cu bobină rotundă, cu bobină normală, nu cu ramă, și fie că e motion, fie că e non-motion, n-ai ce face cu el în România. Aparatul ăsta costă 2500 de euro. Dar, ghiși ce, n-am dat niciun ban pe el. L-am primit, dă pomană. Bine, nu chiar dă pomană, că mi-a fost oferit, fără costuri, da? De o firmă cu care colaborez pe partea de cercetare. Deci eu am luat acest aparat, am avut 2 ani de zile la dispoziție să-l învăț, că așa a fost înțelegerea, că ei știau ce înseamnă să înveți aparatul ăsta. Ei mi-au pus la dispoziție și profesorul, da? Ca să fac, să-i ajut pe partea de cercetare. Erau niște tehnologii aplicate, interconectate, plus să prezint anumite echipamente, da, bobine în speță făcute pentru acest detector, da? Dar acele prezentări nu le fac pentru Europa. Le fac pentru zonele unde se poate folosi GPX-ul cu eficiență. Și aia nu este Europa, nu este România și așa mai departe. Sigur, sunt situații când își justifică prezența, dar acele situații sunt atât de rare și, frate, să dai 2500 de euro pe ăsta, ăsta 4500, că mai e și 5000, care astăzi e 3700 de euro, ceva de genul, da? Pe un detector care îți ia să-l înveți, mie mi-a luat 2 ani jumate, ca să înțelegeți, ca să învăț GPX, 2 ani și jumătate. Mi-au dat oamenii profesorul, dar eu a trebuit profesor în Bulgaria, a trebuit să fac drumuri. Păi numai pe navetă cât s-a cheltuit, pe cazare, pe masă, pe unde am fost și așa mai departe, ca să mă duceam de 2 ori pe săptămână, odată, câteodată, de obicei media a fost la de 2 ori pe săptămână acești 2 ani jumate, dar sigur, am cuplat că eu am și alte afaceri în Bulgaria, nu legate neapărat numai de detecția de metale. Produc niște echipamente de acolo, le inserez în piața românească de altă natură, deci alte chestii, în fine. E, și am făcut cumva să cuplez lucrurile între ele, pentru că altfel să mă duc doar pentru ăsta, să-l învăț pe ăsta, păi te duci ca la serviciu, aia 2 ani de zile să-l înveți pe ăsta, da? Deci cam 2 ani jumate, aproape 2 ani jumate mi-a luat până să spun eu, bă, gata, acum chiar îl știu și așa. Și până mi-a făcut și profesorul meu, știi? Cum e la Jedi, îți dă spada și acum ești bun, du-te în lume. Ok, bun, deci eu nu aș da banii ăștia pe așa ceva, nu în România, nu în Europa, da, în Australia, unde e zona cu pepite la suprafață, la noi sunt pepite pe râu, dacă să cauți pepite pe râu, vezi că e, uite-te un pic în legea minelor, că e un pic cu cântec treaba, da, hai să zicem că poate nu-ți faci, cum îi lasă în pace și pe aia cu troaca, cu șaitrocul și cu detectorul, să nu bagi draga, să nu, mă rog, alte chestii, da, în fine, eu nu te încurajez să... Eu te încurajez să studiezi legea și să o respecti, nu altceva. Dacă ai idee, să presupunem că ai vrea să te duci să cauți pepite din aur, că GPX-ul pentru așa ceva e făcut. Vrei să cauți pepite din aur? Păi la noi, pepite din aur, nu, pepite nu găsești așa, nu avem câmpuri, câmpii aurifere. Găsești numai pe râu, tati, numai pe albia râului. Pe albie, pe marginea râului și în apă și foarte greu și așa mai departe. Bun, acolo nu te duci cu Pulse Induction, acolo te duci cu un VLF. Că deși la pepite monoma nu s-ar folosi discriminare, ei, acolo trebuie să pui un pic de discriminare, pentru că infestarea generată de activitatea umană este fantastic de mare, părâurile de munți, în creierii munții, unde tu zici că ești primul care calcă acolo, au mai călcat mulți înaintea ta, mai ales pe albi, că urcau cu caii, încă în perioada medievală, urcau cu caii sus în munte și te iau de sus buștenii și îi coborau la vale și de acolo au apărut tot felul de resturi de metal. Mici, sârmulițe, bucățele de nu știu ce, o pată de oxid mai puternică de la o fostă bucățică de fier, ăsta sună la el de sapcaberile, nebunie, deci o iei cu capul, n-ai ce să cauți.
Vrei să cauți pe Pite Păru, te duci cu un VLF, da, ai de cu Edes Gold Catcher, Pirata Polonia Gold Pro, are un preț foarte bun pentru, nu știu, 400 ceva de euro. Prețul este de nimic, de exemplu, la Apolonia Gold Pro pentru performanțele pe care le are, adică bate, Gold Monster, Gold Bug, bla bla bla, ORX, nu știu ce, deci ăla chiar e bun. Dar e o activitate anevoioasă și care, iarăși, atenție la lege, atenție la lege, bun. Trecem peste asta. Dar cine, ce fel de oameni și-au cumpărat GPX la noi? Oameni care fac detecție normală, adică coins and relics, pe monede și... relicve, artefacte, bla bla. Sau poate visează comori oamenii. Bă, ghișe, există un detector de 3 ori mai ieftin, care se numește Relic Striker, e fabricat de marca Detech, da? Și se numește Relic Striker, e de 3 ori mai ieftin detectorul ăla și l-am prezentat, îl găsiți în filmele mele, așa, care are aceeași adâncime ca și ăsta, mă. Are aceeași adâncime ca și ăsta. Hai să zicem că dacă terenul devine foarte mineralizat, ăsta ia un avans. Avansul e mai mare pe obiecte mici, pinuțe, mici, că asta e făcut pentru toate așchile. Dacă așa sunt unele pepite, sunt infime, de-abia le vezi, bun. Iar pe obiecte foarte, foarte mari, diferența de adâncime e infime între ăsta, între GPX, dar cu bobine de asta mare vorbim, atenție, nu cu ce vine el din fabrică, care îți gunoaie, poți să le arunci. Le folosești la început să înveți în primele și după aia le arunci și treci pe bobine, serios, bun. Așa. Da, deci într-o mineralizare foarte mare e un pic mai adânc cu o bobină foarte șmecheră GPX-ul decât Relic Striker-ul, dar costă de 3 ori mai mult. Atenție, ăsta fiind puls induction nu are viteză de recuperare, deci trebuie să crezi, uite așa, și îți grupează țintele, n-ai discriminare, n-ai, deci nu poți lucra în infestare cu el, n-ai nici discriminare. Da, deci îți grupează țin, deci nu, deci nu e ce trebuie, credeți-mă. Eu nu am dat bani pe el, încă o dată. Dacă dădeam eu bani pe el, eu banii mei, nu-i dădeam. Adică aveam lucruri mult mai bune de făcut cu banii aia. 2500 pe un aparat care în România are o aplicabilitate ultra limitată. În primul rând, ăsta nu poate să lucreze singur. De GPX-ul, ca orice puls induction, nu poate să lucreze singur. Trebuie să fie secondat în VLF, da? Deci nu lucrezi singur, trebuie echipă. Nu este detector principal, adică nu e detector care să umbli de zi cu zi. Este mult mai bun orice VLF, nu vorbim de chinezării, pe alea mai bine faci o faptă bună cu banii aia decât să cumperi o chinezărie. Pe aia să-ți pară rău de bani. Ok. Vorbim de detectoare de firmă cât de cât, da? Deci un VLF de firmă relativ ieftin va fi mult mai bun în detecția generalistă, în detecția de zi cu zi, decât așa ceva. Deci n-ai ce face cu asta. N-ai ce face, credeți-vă. Nu mai dați banii pe prostii, luați banane la copii, dacă vreți vă luați detectoare adânci, luați-vă de la firma Detech, da? Pentru că sunt VLF-uri. Au și pulse induction. Repet, alea sunt pentru aplicații industriale, nu vă recomand pulse induction decât dacă știți foarte bine treaba care e și aveți ce face cu ele, dar nu aveți ce face cu ele. Alea sunt alte chestii. Suntem câțiva specialiști în pulse induction în România, adică specialiști în detecție, toate ramurile ei. Puteți apela la noi și o să fie și mai rentabil, și mai puțin dureros, și mai de să vă apucați voi să vă luați unul de ăsta și să învățați ani de zile. 2 ani jumate aproape mi-a luat să învăț și aveam experiență pe zeci de tipuri de VLF-uri și pe câteva tipuri de pulse induction-uri. Dar ăsta e căpăd. Dar nu e pentru noi, repet, ce să faci cu ăsta în Europa? Da. Nu neapărat marca de tech, poftim, nu îți place că îți recomand eu marca de tech și poate ți-e place altceva, nici nu mă chinui să te conving. Eu știu cum stau lucrurile, știu pentru mine, le spun, dacă mă crezi bine, dacă nu, nu asta contează. Ia-ți ceva, ia-ți un VLF, orice VLF, de la orice marcă, dar nu luați, nu vă luați frate așa ceva. Nu vă luați după mine, că m-ați văzut pe mine cu ăsta, gata, mi-au și eu GPX că are ăla. Deci nu e ceea ce pare și nu e ceea ce credeți voi. Da? Ok, deci vreți adâncime de GPX, luați-vă Relic Striker. Nu vă interesează adâncimea și vă interesează să săpați cât mai puțin așa, doar la plimbare să așa, luați-vă altceva, nu știu, Rutus Alter 71, AK Signum MFD, MyLab CTX, o disciplinare foarte bună, adică s-a puțin, dar și ei puțin acasă. Că în detecție, uite, mai ales aurul, aurul e păcătos, un ineluș de aur îți dă niște semnale de e folie, deci treci, tu te uiți la... sau ascult semnalul dacă îți cunoști aparatul, sau la indicația vizuală,
de pe ecranul detectorului și zice, a, e folie, te uiți mai departe. Hei, și ghici ce era un inel de aur? Și o verighetă, dacă nu e de aia foarte babană, foarte groasă, fix ca o folie. Deci dacă e foarte babană și foarte groasă, dă un pic mai sus de folie. Adică știi ăștia care sunt simandicoși, bă, nu sap decât la semnale clare, nu sap decât semnale înalte, nu, tati trebuie să sapă o grămadă gunoaie ca să găsești lucruri bune. Cine nu sapă, nu găsește, punct, terminați cu chestia asta. Discriminarea, bă, nu că nu e importantă, poate e importantă, dar discriminarea, utilizarea discriminării te face pe tine să pierzi ținte valoroase, să pleci cu mai puțin acasă. Punct. Terminați cu discriminarea asta. Cel mai important lucru este adâncimea. Bine, o adâncime pe care o poți utiliza, că degeaba are asta adâncime, care, repet, nu pe ținte nu foarte mici, nu vorbim, deci nu pe ținte micuțe, pe ținte normale, de la o monedă în sus, e pe acolo cu Relic Striker, cu Chaser. Pe ținte foarte mari, e pe acolo cu Relic Striker. Dacă se mineralizează solul foarte tare, mai pierde ceva Relic Striker și ăsta mai câștigă ceva. Dar nu, tot, nu rămân diferențe mari între ele. Pentru ce 2500 pe ăsta... Când ăla e 800 de euro și e mult mai ușor de utilizat, mult mai ușor de învățat, e un detector, dacă îi pui și bobina Ultimate 13, devine un detector foarte confortabil, e foarte ușor și așa mai departe. Da? Deci scoateți-vă GPX-ul în cap, nu vă luați după mine, că nu v-ați luat, dacă vreți să vă luați după mine, luați-vă la alte chestii, nu vă luați la astea. 2500 de euro, băi fraților, trăim în România, ce aveți? Așa, 2500 de euro de aruncat, adică nu, dacă tu ai o mașină sau nu știu, ai ceva util, un computer foarte șmecher, când tu lucrezi în grafică și ai nevoie de un computer cu capacități mari. Băi, bani foarte bine cheltuiți. Dar să dai 2500 de euro pe ăsta, plus că... mai e și asta 300 și ceva de euro, mai e o tijă, că el vine cu o tijă de aluminiu de aici până aici, da, trebuie o tijă de carbon, care nu o găsești în Europa, tot în America, plătește taxe vamale, plătește transport, plătește TVA, pe dracu, pe lacul și foarte scumpe. Dacă cu tija asta, acum îl dai un pic mai tare, cu tija lui de aluminiu, începe să ia tija. Buf, trebuie să... așa. Trebuie o husă, că e foarte sensibil la, la praf, adică are multe sensibilități. De exemplu, la umiditate. N-ai ce să cauți cu el dacă e un pic mai umed afară, după ploaie, pe ceață, pe alea, se prăjește. Și nu ți-l face pe garanție. Nu mai zic că garanția la asta durează poate un an de zile. Nu, nu am vrut să-l stric. Eu mă întreb dacă îl stric. Ducă-te, că și așa nu prea. Eu merg tot cu VLF-urile mele. Așa. Preponderent. Când n-am treabă cu asta, fac cercetare, mă rog, am alte scopuri, să zicem, profesionale cu el. Așa. Atenție! Limitele lui de utilizare sunt la 0 grade. Dacă te-ai dus cu el la minus 1, la revedere. Ai toate șansele să-ți sardă. Sarde. Relic Striker-ul te uși la minus 10, pe unul îmi zice că s-a dus la minus 20. Deci era un frig de iau. I-au crăpat astea de aici și că asta e boala lor, la frig mai crapă astea. Da, ghiși ce, detect și la 5 ani de zile după ce au detectura, adică la 3 ani de zile după ce ai ieșit în garanție, astea ți le dă gratis. Trimiște o poză cu ele crăpate și le înlocuiește, ți le trimite gratis, nici transport nu-ți plătești, da, pe astea. Că e un plastic care de la frig la minus 20 de grade, da, crapă. Și ei n-au dat limite de utilizare. Înțelegi? Deci ăsta la... minus 1 grad, 0 grade, minus 1 grad, ai prăjit 2500 de euro, la detect la minus 20 de grade, n-ai prăjit 800 de euro, n-ai prăjit nimic, da? Așa, ok. Da, deci pentru, nu, atenție, să nu mă înțeleagă cineva greșit, că spun eu că ăsta nu e un detector bun. Băi, e un detector foarte, foarte, foarte bun pentru ce a fost el făcut. Dar în România nu există scopul pentru care a fost el făcut. Da? Deci noi nu avem nevoie de așa ceva în România. Scoateți-vă GPX-ul din cap. Nu v-ați luat total aiurea. Cei care v-au luat pe mine și v-au luat GPX, v-au luat total aiurea. Deja știu pe unul care, mai știu pe doi care și-au comandat și unul e luat de la cei cu care colaborez și cu care am o relație bună de la Detector Shop, altul e luat din altă parte, în fine, și unul care e deja luat și prieten al meu. Nu reușește să-l învețe. Am zis, bă, vină la mine o zi, două, ți arăt așa primii pași, dar nu e nimic, îți trebuie ani de zile să-l înveți. Și eu n-am timp să stau cu ani de zile, că am și eu de muncă, deci am de muncă, am treabă. Asta, detecția de metale, pentru mine, în primul rând, e un hobby și am și activitate profesională în domeniu, dar e 5%, 10% în activitatea mea. Da, restul sunt alte chestii, nu contează, am alte activități, să spunem. Import mașini, echipamente de overlanding, echipamente de gastronomie, produc echipamente de gastronomie în Bulgaria, le aduc în România. Altceva, da? Și sincer, nu mi-aș pierde timpul să fac clipurile astea și să spun lucrurile astea dacă pentru mine detecția n-ar fi fost o pasiune. E cea mai mare pasiune. Două pasiuni am avut în viața mea. Zborul, am avut mai multe hobby-uri, dar pasiune adevărate, zborul, aviația și detecția. Astea două. Restul, nimic.
Și mașinile, îmi plac foarte mult, dar vezi, îmi plac mașinile de off-road, dar nu că mie îmi place să fac off-road. Nu, greșit, nu îmi place să fac off-road. Dar activitățile mele, uite cum e detecția, mă obligă să, sau faptul că îmi place să mă duc în munți să fac overlanding, da? Overlanding iarăși îmi place foarte mult. Mă obligă să utilizez mașini. Deci am nevoie de mașini cu capacități de trecere fantastice în teren, da? Ca să ajung să fac detecție, uite, văd eu în zare acolo un munte, vreau să mă să detectez pe el, de exemplu, sau vreau să mă duc să campez, să merg 2 km pe râu unde s-a terminat drumul, să mai merg 2 km cu mașina pe râu și să găsesc un loc senzațional de campare unde n-ajunge niciun rolotist, că a dat rolotismul și în toți maneliștii și în toți cocalarii, adică nu mai e loc de ei nicăieri. Deci trebuie să te duci să te izolezi. Și de-aia îmi place partea asta, îmi plac mașinile de off-road pentru că mă ajută să-mi ating alte scopuri. Da, dar nu că așa, bun. Da. Deci, nu știu ce ziceam, că vezi, uite, am plecat de la una, am ajuns la alta, dar mai puțin contează. Rețineți, luați-vă VLF-uri, ceea ce vă trebuie vouă în România, chiar și aia care vreți să faceți treburi mai serioase, mai adâncime, mai mare, visați comori, îmbogățire, șansele cele mai mari sunt cu un Relic Striker, da? Chiar și cu un Chaser. Da, mă rog, sunt cumva complementare. Nu cu așa ceva. Nu vă luați ceva. N-aveți ce faceți cu ei în România. Vreți să căutați pepite cu sub rezerva că studiați întâi legea și vedeți care e treaba pe acolo. Vă luați tot un VLF, da? Un Pirata Apolonia GoPro, un DTKDS Goldcatcher sau altele. Nu contează. VLF, nu pulse induction. N-aveți ce face cu așa ceva, da? Cele bune, să ne vedem sănătoși. Minte multă la toată lumea. Mintea de pe urmă să o avem cu toți întotdeauna. Vă salut.